Crucea și icoana au fost primite în fața Palatului Culturii, de unde au plecat spre Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina. Pelerinajul acestor simboluri va continua în România până la 1 noiembrie, urmând să fie străbătute orașele București, Alba Iulia, Timișoara, Oradea și Satu Mare. Venind aici, să știți că m-a cuprins în fior, pentru că este un loc deosebit pentru mine. Aici vin de mulți ani la biserică și să fie această cruce aici este ceva minunat. Este o zi mai deosebită, deoarece crucea aceasta, care este purtată mereu la Zilele Mondiale a Tineretului, a venit și în dieceza noastră. Pentru noi reprezintă semnul credinței noastre creștine, așa cum Iisus Hristos și-a dat viața pe acest lemn sfânt, așa trebuie și noi, din iubire pentru noi oamenii, la fel trebuie și noi tinerii să trăim viața cu spirit de dăruire, de iubire față de ceilalți. Crucea a devenit simbolul Zilelor Mondiale ale Tineretului. Din anul 84, această cruce a străbătut toate continentele, poposind în cele mai diferite locuri pentru a duce mesajul plin de speranță al jertfei lui Hristos pentru mântuirea omului. Din anul 2003, crucea este însoțită de icoana Fecioarei Maria ca semn al grijii pe care Maica Domnului o poartă generațiilor tinere. Mulți dintre ei nu pot să participe la asemenea întâlniri care au loc în diferite orașe din lume și iată că de data aceasta simbolurile Zilelor Mondiale ale Tinerilor au sosit la tineri acasă, ocazie pentru ei ca să vadă crucea și să vadă, știu eu, icoana Maicii Domnului. Pelerinajul crucii și al icoanei prin România este o ocazie potrivită de rugăciune pentru tinerii catolici. Ei se pregătesc astfel pentru întâlnirea națională a tineretului catolic, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-26 iulie 2015, dar mai ales pentru Ziua Mondială a Tineretului de la Cracovia, ce va avea loc în anul 2016.